A trecut așadar un an de la invazia Rusiei în Ucraina, un an de război în care am văzut durere, lacrimi, dar și suferință. Pe 24 februarie 2022, la ora 5 dimineața, armata Federației Ruse a intrat în Ucraina. Am urmărit împreună atunci imagini cu desantul parașutiștilor ruși la aeroportul Antonov din Hostomel, aflat la nord de Kiev, sau cu tancurile rusești care intraseră deja pe autostrăzi. Dar ceea ce ne-a marcat cel mai mult au fost imaginile cu suferința oamenilor, copii, femei și bărbați, familii întregi care au picat victime ale acestui conflict. Peste 7.000 de civili au fost uciși, dintre care 400 copii, iar alte 12.000 de persoane, dintre care 800 de copii, au fost răniți, arată cel mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite. În acest moment, 17 milioane de oameni au nevoie de ajutor. Este cea mai mare criză umanitară de la al doilea război mondial.